Bine ați venit la cea de-a treia ediție a Galei Voluntarului, organizată de detașamentul de voluntari pentru situații de urgență din Ordenița. Înainte de a începe festivitatea în sine, aș vrea să fac prezentările. Mă numesc Marcel Paraschiv și împreună cu doamna Lili Niculiță conducem un detașament cu voluntari pentru situații de urgență. Alături de noi astăzi avem invitați din cadrul Asociației Coișorul de Foc, Voluntariat și Parteneria pentru Viață de la București, pe domnul Viorel Marchedon. Voluntarele noastre și avem rugămintea ca toți cei care faceți parte din programul nostru artistic să vă pregătiți, dacă se poate, liniște și să lăsați culoarul de pe mijloc liber. Mulțumim frumos! Ca să fie totul foarte bine de la bun început, vrem să anunțăm pe scurt programul din această seară. O să fie mai întâi prezentarea Asociației Foișorul de Foc de la București, susținătorii noștri, apoi o scurtă prezentare a activității detașamentului de la Oltenița, prezentarea voluntarilor noștri și astăzi vrem să scoatem în evidență detașamentul de voluntari junior, la care se alătură voluntarii noștri senior, și apoi un scurt program artistic, iar la sfârșit decernarea atestatelor și a diplomelor pentru acest detașament de voluntari. Vrem să spunem că scopul nostru, scopul detașamentului nostru, care corespunde cu scopul asociației, este acela de a pregăti membrii comunității locale, de a face față situațiilor de urgență și de a acorda primul ajutor în calitate de voluntar și nu în ultimul rând de a pregăti tânăra generație în spiritul educației civice voluntarilor seniori și în același timp noi ne propunem să fie o experiență pentru ei, să fie un cadru de manifestare, astfel încât în orice situație este pus un tânăr să poată să facă față unui auditoriu și să se prezinte corespunzător. Deci nu numai pregătirea de specialitate, ci și pur și simplu pregătirea pentru viață, cuvinte. Urmează prezentarea acestor tineri voluntari care s-au asociat detașamentului nostru în urma prezentărilor pe care noi le-am realizat în școli și în liceele din Oltenița. Urmează Emilia Maria Chisu. Ana Maria Ciobanu. Ștefania Bălănescu. Selma Ahmed. Valentina Stancu, Ramona Nicolae, Ixode Daniela, Cuia Cristina, Anton Corina, Mihai Enache, seniori și cu experiența lor, Daniel Negoiță, Mădălina Roibu, Roxana Batista, Negoiță Andreea, Barbu Lavinia, Lungu, mă scuzați, Lungu Lavinia și nu în ultimul rând, Geta Paraschiv, care este ca și coordonator alături de noi, ea desfășoară o intensă activitate alături de mine și de Marcel. Aceștia sunt voluntarii noștri,
Cei juniori sunt cei care au intrat anul acesta în detașament și sperăm să facem lucruri bune pentru întreaga comunitate. Ei la sfârșit vor primi atestatele și urmează acum prezentarea partenerilor. Ca detașament de voluntari pe stații de urgență avem parteneriate în primul rând cu Inspectoratul Județean pentru stații de urgență, Bancul Știrbe al județului Călăraș, reprezentat astăzi de domnul Major Marin Gheorghe, comandantul de detașament de pompieri de Călăraș. Avem și un parteneriat cu Serviciul Județean de Ambulanță Călăraș, reprezentat de punctul de lucru de la Ordenița, reprezentat astăzi prin Luciana Vetrenea. Și nu în ultimul rând cu școlile, într-o ordine aleatorie, Școala Spiru Haret, director doamna Monica Țugui. Școala Lucian Pavel, director domnul Pârnac Emil. Școala Mircea Eliade, director doamna Coman Menuța. Școala Alexandru Ghica, director domnul Bernard Remus. Școala Alexandru Vlahuță, domnul director Florian Pană. Liceul Teoretic Neagăi Basarab, domnul director Iuchiar Topol. Coordonator, doamna Chițu Ecaterina. Liceul Tehnologic Nicolae Băncescu, doamna director Elena Bicheru. Liceul Tehnologic Ion Ghica, doamna director Angela Pulgara. Și domnul Nicoliță Pară. Continuăm cu alți parteneri care s-au alăturat anul acesta și anume partenerul care ne și susține în desfășurarea activităților și anume Asociația Ai Voință, Ai Putere, reprezentată de domnul Marinean Ionuț, căruia îi mulțumim pentru că ne găzduiește în fiecare zi de luni. Vă rugăm suport să veniți să vă luați diplomă. Mulțumim! Primăria Oltenița este reprezentată de domnul Stănimir, care este coordonatorul serviciului de voluntari. Vă rugăm să veniți să vă luați. Thank you.
acesta. Diploma este însoțită de ziarul voluntarul, care apare datorită susținerii Asociației de la București și unde și detașamentul din Oltenița și-a câștigat dreptul, adică o pagină unde sunt promovate activitățile voluntarilor noștri. Dintre partenerii noștri, considerăm că este important ca cei care s-au alăturat anul acesta, dar și ONG-ul care ne-a susținut în toată activitatea de când ne-am deschis noi ca și detașament de voluntari, și anume Dunăre.edu, am vrea ca un reprezentant să vină să prezinte în câteva fraze activitatea asociației, în felul acesta și asociația respectivă este un pic promovată prin această gală a voluntarului. Invităm aici un voluntar de la ONG-ul Dunăre.edu. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Ne-am adunat detașamentul Oltenița pentru că avem scopuri comune. Și ce face Dunăre? Dunăre face proiecte pentru voluntariat și de tineret. Iar a fost o bună colaborare, deoarece ne-am deschis căsuța pentru a se întâlni detașamentului în fiecare luni. Și suntem acolo pentru copiii care vor să facă voluntariat și nu numai în domeniul sănătății și în alte proiecte, mai ales internaționale. Vă așteptăm multe de pe dorit să ca copilul, nu neapărat copilul nevastră și adolescentul tinere, să facă voluntariat. Este o parte frumoasă a vieții fiecare. Mulțumesc! Un reprezentant de la Asociația Voluntariat pentru Sănătate. Bună seara! Sunt George, sunt membru al Asociației Voluntariat pentru Sănătate, care este în parteneriat și cu ambulanța în Oltenița. Ce este voluntariatul? Ei bine, pentru noi voluntariatul înseamnă în primul rând să dăruiești. Este vorba despre noi, este vorba despre cei din jurul nostru care au nevoie de ajutor. Fără să primim ce mască, bineînțeles. Pentru noi este foarte important ca fiecare persoană să aibă un minim de cunoștință despre ce înseamnă primul ajutor, deoarece pericolul este la orice pas și chiar dacă ești în casă, chiar dacă ești pe stradă, poți să-i salva o viață cu niște gesturi mici. Experiența mea în acest domeniu m-a făcut în primul rând să deschid ochii la ce înseamnă realitatea, care de multe ori această realitate era fără speranță. În mare parte, boala și sărăcia m-a făcut să nu mai fiu atât de materialist și să vă mulțumesc cu puțin penetare la, deoarece acel puțin pentru multe persoane înseamnă totul. De multe ori, nimeni nu te întreabă dacă vrei să fii erou, chiar și de faptele mari încetă la gesturi mici, bineînțeles. Și, cum spuneam, voluntariatul nu a ucis pe nimeni, însă indiferența dată. Vă mulțumesc! al Asociației Voința ai Putere. Asociația noastră s-a înființat în luna august anului 2016 și are ca obiectiv medierea, consilierea, oferirea locurilor de muncă. Suntem acreditați, am obținut acreditarea pe țară, prin care am obținut-o, ca o paranteză. Am obținut acreditarea socială, economico-socială. Voluntariat și la fel elevii, actualii elevi ai liceului fac voluntariat la diverse asociații din oraș. Asta înseamnă că și la nivelul comunității noastre se dezvoltă acest spirit. Mulțumim frumos și invităm acum reprezentanții
un reprezentant al Asociației Bucureștene să prezinte câteva cuvinte activitatea și scopul asociației. Bună seara! Numele meu este Macedon Viorel. Sunt jurist în cadrul Asociației Foișorul de Foc, Voluntariat și Parteneriat pentru Viață, asociație cu statut de utilitate publică. Este, pot să vă spun că este o onoare pentru noi, pentru mine, pentru colegul meu, să fim prezenți la cea de-a treia ediție a Galei Voluntarului din organizată de detașamentul Oltenița. În același timp, vă spune că este și o bucurie, o bucurie imensă. De ce? Pentru că îmi revăd colegii, prietenii, cei care, cu oameni puțini pe care îi vedeți, dar cu suflete mari, încearcă să ajute comunitatea, să le acorde sprijinul pe care dânsii sau pe care dânsii îl pot oferi societății și când, atunci când sunt situații deosebite. Am spus că de la început că suntem singura asociație de voluntari pe situații de urgență din România cu statut de utilitate publică. Am repetat acest lucru, nu din dorința de a-l, eu știu, reține, ci de a vă spune că avem obligații mari și colegii, ceilalți colegi ai mei, președintele asociației, persoana generalului de brigadă Ciorbei și ceilalți colegi din Consiliul Director, nu au putut veni, cu toate că și-au manifestat dorința să vină, pentru că știm ce bine, cât de bine și cât de eficientă este munca sucursalei noastre din Oltenița. Numai astăzi, la nivelul Bucureștiului, noi, o mână de oameni, să spunem așa, 10 aici, cei care suntem în conducerea asociației, am fost împărțiți în 3 puncte, numai pe București. În afară de faptul că vorbeam cu distinsul domn Maior, în afară de faptul că am preluat de la Primăria Sectorului 2, care este beneficiarul serviciilor noastre de voluntariat, tot ceea ce înseamnă planuri de asigurare a riscurilor, noi, prin statutul nostru, facem și pregătirea pentru situații de urgență. Nu știu dacă cineva v-a spus ce este o situație de urgență, ce reprezintă un dezastru, cele două componente ale dezastrului. Dar acest statut al nostru ne obligă la solicitarea societății, a comunității locale, ca atunci când ei doresc să facem pregătire pentru dezastre. Prin dezastre însemnând catastrofele naturale, calamitățile naturale, dar și pe situații și pentru acordarea primului ajutor. Din acest motiv, ceilalți colegii mei nu au putut veni, pentru că astăzi am participat la 3 asemenea activități. Ce pot să vă spun? Că sunt onorat în calitate de coordonator, conform legii 78/2014, fiecare structură trebuie să aibă un coordonator de voluntari. Eu fiind coordonatorul sucursalei Oltenița. Sunt mândru de această sucursală pentru tot ceea ce fac dânsii și cu toate că noi mai avem în țară încă 6 sucursale, vă spun cu mare sinceritate, este o bucurie ori de câte ori mergem și facem prezentarea Asociației Foișorul de Foc, să invocăm și lucrurile bune care se petrec în comunitatea din Oltenița, lucruri făcute sub
comanda celor doi oameni cu suflet mare, respectiv domnul Marcel Paraschiv și doamna profesor Niculiță Liviana. Aș adăuga eu aici și pe doamna Geta Paraschiv, care la fel un suflet deosebit, un om deosebit care permanent ne-a ajutat și ne ajută. Drept, să zicem, mulțumire a activității pe care concursala Odenița o desfășoară, în Consiliul Director al Asociației s-a hotărât, începând de anul trecut, și cred că toți sunteți la curent cu acest fapt, ca lună de lună, în ziarul pe care, prin eforturi proprii, asociația îl editează, o pagină este acordată sucursalei Oltenița. Spun o pagină, cu toate că activitățile pe care le desfășoară într-o lună sunt mult mai multe, dar de fiecare dată am discuții cu doamna Liviu, doamnă, spun, concis și la obiect. Sunt, revin și spun că sunt onorat că sunt astăzi alături de dumneavoastră. Este o plăcere deosebită, dar ca, eu știu, numai așa faceți la sfârșitul anului, fiind la sfârșitul anului, vă rog să îmi permiteți să vă urez pentru anul ce vine, măcar să fiți la același nivel. Pentru asta urez dumneavoastră personal, voluntarilor, partenerilor noștri deosebiți, și când spun parteneri deosebiți, eu mă refer la structurile specializate, respectiv, și o spun aleatoriu, fără să fie primul sau al doilea, structura de pompieri prezentată prin domnul Major și structura de la ambulanță, cărora și anul acesta vreau să le mulțumesc pentru tot sprijinul pe care îl acordă sucursa anul și pentru la anul, măcar la același nivel să fiți. Eu vă mulțumesc în nume propriu, dar și al Comitetului Director al Asociației, pentru tot ceea ce faceți și chiar dacă dumneavoastră nu citiți ziarul nostru, să știți că permanent Oltenița este la București și acolo unde Bucureștiul este în țară. Asociația Furișorul de Foc. V-am spus că suntem sprijiniți. Fetele au desfășurat o activitate frumoasă și productivă în aceste tabere. Având în vedere că ele au experiență, dar asta nu înseamnă că nu au emoții în seara aceasta, am hotărât ca ele să facă prezentarea activității detașamentului nostru, prezentare pe scurt, pentru că în fiecare lună am avut două, trei activități, dar încercăm să le prezentăm cât mai repede. Voluntarii sunt invitați să părăsească scena și unii dintre ei sunt implicați în programul artistic. Și sunt voluntar junior în cadrul Asociației Foișorul de Foc, voluntariat și parteneriat pentru Viață București și sucursala Oltenița și mă simt mândră de asta. În primul rând, vă voi spune câteva lucruri despre detașamentul nostru, activitățile și misiunea noastră. Cine suntem noi? Divizia Civică Voluntară este o organizație non-guvernamentală, adică un ONG, care are ca scop educația, instruirea și intervenția pe bază de voluntariat, bineînțeles. În situații de urgență, alături de ei și sub coordonarea organelor abilitate de lege să acționeze în astfel de situații. Misiunea noastră, educația cetățenilor privind modul de comportare și acțiune în situații de urgență, dar și recrutarea, selecția și instruirea voluntarilor, constituirea structurilor civice voluntare și intervenția la dezastre și situații de urgență. Dezastre și alte situații de urgență. Și acum câteva cuvinte despre noi. Detașamentul Oltenița al Diviziei Civice Voluntare s-a înființat la data de 27 februarie anul 2014.
avându-i coordonator pe domnul Paraschiv Marcel și doamna Niculiță Liliana, câteva poze cu coordonatorii noștri. Și anul a început cu prima activitate din luna ianuarie. Anul 2016 a debutat cu participarea voluntarilor noștri la o prezentare de produse pentru sănătate. Aceasta corespunde și cu unul dintre obiectivele activității noastre, educația civică și educația pentru sănătate, pe care le considerăm foarte importante. Date măsuri de prevenire, utilizarea schimbătorului, dar și planul de evacuare al clădirii. O imagine de la activitate. Cu ocazia Zilei Europene a Apelului de Urgență 112, voluntarii detașamentului nostru au distribuit trecătorilor pliante cu mesaje de informare. Ciclu primar și grădiniță. Un act de activitate, informarea Apelului 112, poziția laterală de siguranță, fractură închisă la membru inferior stâng și metoda Kaimba. O activitate interactivă la care au participat ele, cadre didactice și părinți. La ora 13, acestea și prezentarea elevilor de ciclu gimnazial de la școala 1 și școala numărul 3, Chirnăci. Câteva imagini de la acțiune. Câteva imagini de la acțiunea de la școala numărul 2, Otența și școala Șodani. Simulare de cutremur de la școala Alexandru Rapuță, aceasta fiind cea mai amplă acțiune din școala altfel. Noțiunile teoretice aplicate în practică. Activitatea din fiecare săptămână. Aici. Încă o dată spun că sunt mândru că am fost alături de dumneavoastră în seara asta. Acum să facem și confirmarea voluntarilor, tinerilor voluntari, așa după cum vă este cunoscut, confirmarea se face prin semnarea contractului de voluntariat și, bineînțeles, a atestatelor de voluntar. Terminăm în seara aceasta domnișoarei Tințu Elena. Emilia, poate. Felicitări și succes în continuare. Domnișoara Marta Cristian. Cristina Diana. Felicitări. Lungu Lavinia. Felicitări. Domnișoara Semamet. Ioana. Serdaru Alina. Enache Mihai. La nuntă prim, foarte bine. Domnișoara Ciobanu Ana Maria. Tânăra preprimistelea, de lângă voluntar. Domnișoara Pulea Cristina. Domnișoara Iftode Marian. Niculiță Bogdan. Din câte știu, e și vicecampion al României la dans. Modern la categoria de vârstă, nu? Negoiță Daniel.
Ștefania. Și Rusu Valentina. Batista Roxana. Cam atât a fost, acum o surpriză, mai e bine, da? O facem, o facem. Da. Da. Facem Mandalina. Mandalina este peste toți voluntari, clasa a treia. Toți au gradul de voluntar, Mandalina are voluntar clasa a treia. Da. Și acum, pentru că suntem la sfârșit, dați-mi voie să numesc și conducătorilor dumneavoastră certificatul și semnul de votament onoare și demnitate, care este conferit de Asociația Voitorul de Foc pentru doamna profesoară Niculiță Liliana. Oferit și domnului Marcel Paraschi. Sunt cele mai înalte distinții pe care, în conformitate cu statutul voluntarilor, noi le-am acordat. Este evident că nu am acordat și nu acordăm la toată lumea acest insemn. Este un insemn care arată valoarea celor care îl primesc. Până în prezent, noi nu am dat de 5 ani de când funcționăm, decât 13 asemenea insemne. Aceste insemne se dau în semn de prețuire pentru tot ceea ce fac în activitatea adelșilor. Pentru că suntem la sfârșit, vă doresc un an bun, sănătate, fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor și încă o dată mulțumiri celor doi parteneri strategici ai noștri, respectiv ISU și ambulanță. Mulțumim frumos și cu mențiunea că Mădălina își primește imediat diploma, iar Valentina primește diploma cu numele ei de familie. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și să sperăm că suntem sănătoși și pentru activitatea ce urmează în 2017. Mulțumim, sărbători fericite și la mulți ani!